Ei, eu sunt Regais și, după cum vedeți și din titlu și din thumbnail, astăzi vom juca, practic, Fortnite, dar cu aimbot. Pe scurt, Fortnite a dus un pistol care, efectiv, îți dă aimbot. Și fără alte prelungiri, hai să vedem direct în episod. Așa, guys, și revenim și din match. Deci, ce vreau să, ce am uitat să vă zic în thumbnail, la mine, scuzați-mă, în intro, e că pistolul ăsta e greu de găsit. Adică, cel mai bine s-a răspaunat din pescuit. Dar am zis că prima dată încerc să-l găsesc așa. Acum nu știu câte încercări o să fie și câte meciuri pot să dau eu acum și numai să dau fix pentru un pistol de ăla să mă pot juca și eu cu el vreo 15 minute cât durează clipul. Bine, cât durează clipul pentru voi, că pentru mine vă garantez eu sincer că nu cred că durează 15 minute. Adică eu normal am găsit pistolul ăsta, mă jucam, nu știu, ori la fan, așa, sau pur și simplu, cred că făceam atunci un de ăsta, un short, ori m-am băgat la fan, nu știu, una din două, dar acum, undeva pe aici, prin locația asta, am găsit eu unul dintre pistoalele alea. Păcat că pistolul ăla e rar și n-ar trebui să ne pice normal din drone, dar acum vedem cât noroc avem din prima. Normal s-ar putea spuna și pe jos. Peste tot s-ar putea spawna, numai că trebuie să ai și norocul să-l găsești. Și odată ce l-ai găsit, poți să te... Te cred ca și cum ai avea aimbot. Nu vă gândiți că efectiv îți pune ținta automat sau așa. Hai că avem un player aici. Unde ești, bro? Așa, asta că era să ne omoare ăsta. Avea pistolul? Nu, l-avea. Pa piciorul, dar healuri n-aveați mâncava așa? Bine că de bătaie de trasa știu să trageți, dar... uitați că era aici. Bă, n-au pistol. Bine, stai puțin că aici am și volt. Da, bine zis, bine. Bine punctat și chestia asta, bine am punctat și eu chestia asta. Bă, avem și volt. Avem toate șansele să se spawneze. Dar dacă nu, v-am zis. Mamă, și rău minuri aici. Ok. Ceea ce sper eu e să-l găsesc cât de rapid se poate și să nu-mi ia clipul ăsta 3-4 ore să-l facă. Ar fi cel mai nașpa. Și nu de alta, dar din câte am văzut ăsta pe YouTube, m-am uitat și la alții cum au făcut și am zis, bă frate, dă-o în naibii, că-i destul de OP, adică tu numai îi pui ținta și el îți trage, cred că 3 sau 4 glanțe automat după el, după ce ai pus tu ținta, orice ar fi. Nu știu, mi se pare așa puțin cam forță, deci n-am ce să comentez un pistol cam forță, dar acum numai să-l găsim. Practic, cum v-am zis și aia din auri, putem să-l găsim ca de pe orice și am zis că ăsta e, da. Ai un player aici, de să dau un bicul ăsta și relaxat. Dacă e păscăt, nu, dar altă n-am văzut oricum. Aveai pistolul? Na, aveai. Mamă, bă, dar... Mă gândesc că mai câtă mult ibia să găsesc cu pistol de la... Dăm pistolul! Mersi de sniper, te pup! Nu-i sniper. Dăm medul ăsta. Hai să fie cu noroc, zic și eu, să fie cu noroc, te rog. Bă, eu nu mă gândesc că o să fie chiar așa greu. Am mai văzut pe alții din afară care făceau, dar bro, nu părea așa greu. Vă zic sincer, chiar nu-mi părea greu. La cum vedeam pe... Și bine, și chestia că, cum a zis și ei acolo, că pistolul e destul de rar. Nu se poate spawna oricând și așa. Fortnite tot de ce să-l aducă așa printr-un oarecare secret, că nu a spus la nimeni. Deci o ținut așa să fie numai pentru ei și nu știu, forță, dar totuși dă-mi odată pistolul ăla. Bine, ceea ce trebuie să știu că e numai pentru un pistol și pentru un pistol, dacă mă stresez atâta pentru un pistol și nu-i un oarecare pistol care, să zicem, că îl putea pune ca și ăsta, ca și cum se numește, ca și
exotică, că dacă mi-l punea ca exotică, era super ușor, era terminat din prima cu asta. Și cred că o să vedeți episodul, dar cred că o să vedeți fix de când am reușit eu să ating eu, să iau ăla. Zin tu că din chestul ăsta tău, din voltul ăsta tău, zin tu că ai unde să dai să dau cu floberisuri. Te zin tu că ai... Hai să-mi dai unde ăsta. Păi și dit ai voltul. Ar trebui să ai să-mi dai unde ăsta. Hai, deschide-te. Deschide-te și de aici, dacă nu-mi pică unul măcar, bă, unul, nu cer mai mult. Nici nu-s la două să pot să cer mai mult, dar unul măcar, dă. Scar nu, din ăsta orice ar fi n-ar pica că e albastru. Nu. Da. E, mai poți să zici ceva? Ok, ultima șansă aici. Puțin strategic, drop-ul ăsta, că putem să-l pescuim dacă avem un oarecare noroc. Să-l prindem la fishing. Vedem și pe ăla acolo, s-ar putea ca să aibă el. Ăsta și să mă duc direct pe el, sper, frate, sper să-l ai. Văd că-și dă game, frate, deci low. Ori low, ori și low dat, așa numai să fie dat. Nu, era low. Și zic că ai avut pistolul? Ce pistol, mâncate? Ce pistol să aibă? Ultima șansa mea e să-l pescuiesc. Lasă, să știe oamenii că nu pică dintr-o baltă și e greu de găsit. Nașel fiș. Dă-mi un pește, nu pește, dă-mi pistolul ăla. Hai să nu stau ca prost lângă chestul ăsta și să fie, nu el. Hai, dă-mi un... Și mi-a dat, mi-a dat, bine! Bine, 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 atât am vrut, atât am vrut, atât am vrut, gata, te pup, te pup. Și așa, gata, reveni și cu pistolul care are pe aimbot. Bă, două nebii, că n-am crezut că vine chiar așa greu, și găina pe fundar cum face. Bă, și n-am crezut că vine așa greu. Mamă, și chiar am început să zic că, bă, frate, cine o scris chestia aia, o mințit cam bine, da? Nu, 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 se pare, bă, omul chiar așa adevărul. Deci ăsta e pistolul care, practic, ar avea aimbot-ul. Bă, l-am testat, deci asta pot să zic că l-am testat și, bă, merge bine, dar trebuie să iei și tu în mâna pusă perfect, așa, și dacă tot l-am găsit, hai să facem și noi câteva kill-uri să-l testăm, să vedem. Frumos ar fi un player care ar builda. Și deci, deci, bun, perfect, ținem apăsat și după... Tragem o dată și... Ați văzut? Ați văzut? Mai ziceți ceva? Mai ziceți ceva de pistolul ăsta, mâncă-vă-și gura voastră, e botule, tu ești? Deci mai ziceți ceva de pistolul ăsta? Fortnite-ul și-a făcut noua meta. Efectiv și-a făcut nou... Da, bine. Ok, îmi cer scuze pentru asta, dar chiar Fortnite-ul și-a făcut un nou meta, efectiv. Eu vă zic sincer că dacă ăsta e în rank, asta nu știu, deci în rank n-am testat să văd dacă e. Dacă e și în rank, pot să vă zic atât, dacă... Rupe pistolul ăsta, tata, rupe. Uite, se bat alții aici, iară venim și iară le dăm... Mai... Era să mă duc eu pe Billy. Efectiv, îmi place destul de mult, nu, altceva nu pot să zic. Cât că îmi place destul de mult pistolul ăsta. Aici e și bot și player. Dar nici nu vreau să mă aventurez așa tare pe player, că vreau să mai testez pistolul ăsta, să vedem chiar cum merge. Așa, când încă, cred că deja, cred că ați înțeles tot cum ar merge pistolul ăsta, dar... Și eliberăm? Ok, bun, perfect, acum nu mai merge, cred că e și el buildat. Dar... Ați văzut efectiv fiecare glonț care îl tragi cu el direct, deci focus pistolul ăsta, lock on pistol. Bă, și merită. Bine că poți să tragi și cu el așa, dar... Eu vă recomand să trageți cu locul, că... Wow! Efectiv face minuni locul ăla la pistolul ăsta.
Mai să zicem și noi să-l batem pe ăsta. Așa. Bum, bum, bum. Mersi de ăsta. Și... care ar mai fi unul care și-ar lua de la pistolul ăsta? Bine, cu tot că... atâta pot să spun. Wow! Nu wow, ăla dubios. Am să spun wow, pur și simplu, sincer, wow, doar... dar... ia la cu sniper acolo. Păi și nu știu dacă pistolul ăsta are o altă raritate. Adică dacă ar fi și... legendar... mitic, garantez că nu... epic... nu știu de ce asta m-aș aștepta, dacă ar avea o altă raritate, nu numai... albastru. Deci, dacă ar avea o altă raritate... și îmi place iară că nu poți să-i pui de-astea cu atașamente pe el. Bine, că... ok, vedeți spălare? Da, mă, da, uite care o fază, o fază de unde trage, de unde ia el locul. A, și după, da, 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 deci nu-ți încarcă chiar toate lanțele dacă nu așa. Bă, dar orice ar fi, bro... trage grozav de bine. Bine, fără, și fără trage bine. E și fără trage bine, dar când încarci alea 4 gloanțe, efectiv, îi dai prea bine. Deja când încarci alea 4 gloanțe, îi dai prea perfect încă. N-avea și ăsta ceva de ambigur, așa, n-a. Deci, pe scurt, Ron Fortnite. Mă! Ce e noua meta? Că noua meta tă rămân sniperele. Potol! Stai o leacă. Stai o leacă. Cam și eu pistolul meu care... te avantajează dacă chiar vrei. Nu cred că te avantajează în felul următor de la luptă sniper-pistol, nu mă avantajează. Dar mă avantajează dacă vin pe aici, așa. Bam, 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 bam. Nah. Da, iară, nu o să mă... așa, hai, jos puțin. Bă, acum ideea e să n-aș vrea să fac win, dar... oricum... cred că și-o demonstrat puterea pistolul ăsta, chiar nu n-aș fi supărat acum dacă n-aș face win, dar... ce pot să spun că ești o mașinărie de gloanțe cu pistolul ăsta, că, da, are numai 12 gloanțe, dar asta e partea a doua. Știe. Unde e acum? Ok, s-o pus aici. Vezi, își dă heal-uri, dar eu nu mai am ce să-mi dau. Mamă, și stai puțin că acum mi-am dat seama că mi-am anulat medul. Oh, pe ce ai făcut băiatul meu? Pe ce ai făcut, tată? A, ce crezi că așa ușor îți merge cu mine? Fratele, așa ușor cred că-s... bă, mânca, bă, uita și-l țin. Știți, frate, că nu uiți cu cine te bazi, na, uiți cu cine te bazi, na, ce-i să... Mai zicem altceva? Deci, mai avut ceva materie de lemn? A, nu a avut. Deci că nu uiți, frate, cu cine te bați, uiți, da. A, da, dai că am vrut să închid ușa, dar după m-am uitat că e pe jumate distrusă casa. Bine, așa ne-am făcut și noi un pic mai mult shield. Bă, și chiar n-am prins player într-o mașină să-i vedem gen, chiar cum merge. Am văzut numai pe short-uri cum merge cu player în mașină
Și nu-i prins așa multe. Ok, vedeți? Deci vedeți? Ca să înțelegeți, să vă faceți o idee, efectiv. Mamă, e botul! What? Oi, what? No, deci... What? Da, pentru că nu mă fac cu botul, că... Ăla are un alt aimbot și mult mai bun decât pistolul ăsta. Deci pot să vă garantez că botul ăla are aimbotul mult mai bun decât pistolul ăsta. Dar să vă faceți o idee, efectiv am putut trage și prin ăsta și prin zid, aș fi vrut să spun, dar știu că nu e zid. Nu trage, frate. Unde e ăla alt? Îți face aici cazemată. Hai băiat, hai băiat. Deci, uite ce. Deci dacă îți areți fața, promiți, nu, promit nimic, ăsta e tu cel. Dar cine știe ce primești? Da, nu, nu, că primesc imediat. Deci, stăm, cred. Nu! Na! Ok, guys, și cam ăsta a fost episodul cu aimbotul, care ați văzut și ce e un pistol, și un like, un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Fără alte prelegeri, hai să plecăm. Ciao.